Începând din 1940, începând cu războiul și până în ziua de astăzi, România a trăit și trăiește momente dramatice ale derulării ei. Momente încordate care și-au lăsat amprenta asupra dezvoltării noastre din toate punctele de vedere. Și aceste evenimente în care eu personal s-a întâmplat să fiu implicat la modul direct, le-am pus pe hârtie. Atâta cât le-am trăit, atâta cât le-am perceput în chip direct. Nu am scris nimic din povești, nici din citite, deși știu și știam despre război, despre modul în care s-a instaurat comunismul în România, despre perioada celor aproape 45 de ani, despre revoluție, despre perioada post-revoluționară. Am citit foarte mult și citesc și în ziua de astăzi. Nu le-am relatat în carte lucrurile pe care le-am aflat din altă parte. Ăsta e treabă de istoric. Eu nu sunt istoric.